Îi adresăm invitația să ne transmită un cuvânt de învățătură Preasfinției sale Iosif Paoleț, episcop al diecezei romano-catolice. Majestatea voastră, altețele voastre, regale, sfințiile voastre, domnule primar, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, distinși invitați, dragi reprezentanți ai armatei, dragi ieșeni, onorată asistență. Unirea de la 1918, desăvârșită la 1 decembrie prin alipirea Transilvaniei de regatul României, a fost, citindu-l pe fericitul nostru episcop martir Anton Durcovici, cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a hărăzit țării noastre. Ziua de 1 decembrie, care începând cu anul 1990 a devenit Ziua Națională a României, este un fericit prilej pentru noi toți de a-i aduce prin nos de laudă și de mulțumire celui atotputernic pentru toate darurile pământești hărăzite românilor în cei 101 ani care s-au scurs de la formarea statului român modern în granițele României mari. Daruri care nu sunt deloc puține. Te Deum laudamus, pe tine Dumnezeule te lăudăm, pentru că ne-ai binecuvântat țara și ne-ai făcut conștienți de marea noastră răspundere pe care o avem ca popor, dar și fiecare în parte pentru a păstra și a împlini idealurile unirii de la anul 1918. Gândul nostru de recunoștință se îndreaptă spre făuritorii României întregite și libere de la anul 1918, act considerat pe drept cuvânt ca fiind cea mai importantă realizare din istoria României, deoarece s-a împlinit atunci un vis de viacuri al românilor de pretutindeni. Amintim cu pioșenie, alături de alți ctitori ai noului stat unitar român, pe episcopul martir greco-catolic Iuliu Hosu, fericit al Bisericii Greco-Catolice, care a avut onoarea de a citi rezoluția Marii Adunări de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. Recunoștință eroilor căzuți în anii primului război mondial, inclusiv miilor de eroi catolici din dieceza de Iași, a căror jertfă a fost pusă pentru apărarea și libertatea țării. În cei 101 ani care s-au scurs de la unirea de la 1918, românii s-au străduit să ducă la îndeplinire marile idealuri ale generației eroice de atunci, în frunte cu regele Ferdinand Întregitorul, lucru pe care continuă să-l facă și astăzi, la 30 de ani de la prăbușirea regimului ateu-comunist. În încheiere, voi folosi o mărturie a fericitului episcop martir catolic Anton Durcovici, lăsată ca moștenire testamentară poporului român și care, apreciind deviza de pe steaua țării, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu, o spunea cu atâta înțelepciune și vă rog să rețineți bine toți, o Românie fericită nu se poate realiza decât numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Când aceste învățăminte nu au fost respectate, când Dumnezeu a fost deoparte, poporul nostru a suferit.
și istoria o dovedește din plin. Avem nevoie de Dumnezeu. Astăzi noi continuăm să-i cerem lui Dumnezeu, cum au făcut și frații ortodoxi puțin mai înainte, la începutul celebrării, îi cerem toți lui Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute să fim mereu uniți în țară și pretutindeni în lume. Un gând aparte pentru toți cei bolnavi, săraci și aflați în dificultate, pe care să-i avem alături de noi astăzi când aniversăm cu mare bucurie Ziua Națională a României. Primește, Doamne, mulțumirea și recunoștința noastră. Fii lăudat, Doamne, de noi toți cei care credem în Tine. La mulți ani, Românie! La mulți ani, dragi români! La mulți ani, dragi ieșeni!